Dragi prieteni, iată ne vedem astăzi într-o zi în care, într-adevăr, trebuie să răsfoim un pic în istorie, pentru că lucrurile chiar că au luat o întorsătură colosală, un imens, un uriaș scandal, dar mai degrabă o uriașă confuzie, astăzi în rândul clasei politice, care iară, iată, pare să destrame în câteva ore acest proiect de anvergură la care statul român a lucrat timp de generații, am putea să spunem, și pe care încerca să-l inițieze într-un fel sau altul, între 1995, și o să vedem imediat niște cifre interesante pe care o să le comentăm, mai ales că nu s-a vorbit foarte mult despre ele, între 1995, când s-au pus bazele practice acestui proiect Roșia Montana, pe vremea lui Ion Iliescu, și 2013, sunt 18 ani. E bine, 18 ani de tatonări, de discuții, de invective, de șpăgi și așa mai departe, par să se destrame astăzi din voința unui singur om năpădit de niște sondaje nefericite. Foarte interesant. Sigur că lucrurile nu sunt definitive, n-au fost niciodată în acest proiect și o să încercăm astăzi să vorbim într-adevăr pe limba cetățeanului și să explicăm niște lucruri care probabil că n-au fost încă spuse și cu atât mai puțin n-au fost gândite. Așadar, treburile au început la 5 septembrie 1995. Ăla a fost primul contract pe care statul român l-a semnat cu un partener străin. El, de fapt, atunci a cooptat un partener străin pentru a începe această exploatare. Dar din 1995 și până în 1997 nu s-a întâmplat mare lucru. În 1997, deci acum 16 ani, s-a obținut licența de concesionare, atenție, pentru Roșia Montana, pentru acest proiect, valabilă timp de 20 de anișori. Deci ea ar urma să expire în 2017. Dacă se va tergiversa până atunci, probabil că acest proiect nu mai poate să meargă mai departe, ca și cum s-ar opinti într-o gară trasă pe o linie moartă. În perioada 1997-2002, ce vorba de 5 ani, compania a întreprins explorări geologice pentru determinarea cantității de minereu existent la Roșia Montana. Deci, din 1995 și până în 2002 au fost practic doar tatonări. Sigur, aici sunt incluse și sumele de bani pe care deocamdată nu le-am aflat, care au fost distribuite. Să nu uităm, deci, că de la Ion Iliescu a început, a trecut prin Convenția Democrată, s-a întins peste toate guvernele României, că nu mai are sens să le enumerăm, pentru că oamenii care știu politică le pot trece ei în revistă, toate guvernele României, cu Bombonel, cu Băsescu, cu Bocu, până la Ponta și Căcărău astăzi, au girat mai mult sau mai puțin cu toți miniștrii aferenți, că era vorba de miniștri de mediu sau nu, prim-miniștri și așa mai departe, acest proiect, care iar astăzi pare să fie zădărnicit de niște manifestații de stradă care nu au nicio legătură cu realitatea. Încă o dată vă spun, e ca și cum, ca să vă dau un exemplu plastic, e ca și cum eu aș contesta relațiile amoroase ale lui mam mare din copilărie. N-ai nicio legătură, da? Deci tu nu poți astăzi, dragă protestatarule, să ieși în stradă, n-ai dreptul ăsta absolut deloc, să contrazici un proiect pe care l-ai girat tu sau semenii tăi prin ceea ce ai votat atâta timp, atenție, ceea ce ai votat. Noi vorbim astăzi rațional, deci atenție, nu suntem părtași nimănui. Vreau să oferim toate argumentele posibile în aceste 45 de minute măcar, pro și contra, cât mă ține pe mine gura până atunci. Deci atenție, nu mi se pare normal ca niște cetățeni, fie că sunt născuți după ultima ploaie sau nu, fie că sunt competenți sau nu, să dejoace, că e bine sau nu, n-are nicio importanță. Tratativele, negocierile, dezbaterile a unei Românii întregi. Da? Deci din 1995 este toată istoria modernă a României în joc. Toată lumea, mai mult sau mai puțin, este implicată în acest proiect. El nu se poate desface, doar că nu ne convine nouă astăzi. Eu nu mai pot să spun la mama mare, bă, dar mie nu-mi plăcea de ăla cu care te-ai iubit tu la 18 ani. Pentru că chestiunile nu mai pot fi. Timpul nu se mai poate duce înapoi. Au fost niște acorduri acolo, că ne-am convenit sau nu. O să vedem imediat în ceea ce urmează prin alte date. Ajungem așadar la 2002, când, spuneam, compania a întreprins explorări geologice să vadă exact ce se găsește acolo. Licența de exploatare fusese acordată în 1999 companiei Mininvest, fără licitație, iar un an mai târziu a ajuns tot fără licitație la compania privată Roșia Montana Gold Corporation, da, care este până la urmă o firmă românească, da, cu sediu în județul Alba, care a pus mâna pe acest contract. Aici deja iese o chestiune despre care nu prea s-a discutat.
Asta cu statul român care va avea o redevență de 6%. Deci din tot aurul ăsta, ca să înțeleagă lumea, românul, statul român n-ar câștiga decât 6%, restul s-ar înstrăina, cum se vorbește, de exemplu, în stradă. Este fals, măcar dintr-un punct de vedere. Mininvest, Deva ăștia, care sunt până la urmă companie românească, dețin numai puțin de 19% din acțiunile Roșia Montana. Deci nu-i chiar 6%. Iată, la asta se adaugă 19,3% mai exact la sută deține această companie. Ok. Nu sunt 6%. Sigur că am auzit astăzi discuția că n-a fost de acord Boc, nu știu ce, asta e altă problemă. N-au căzut de acord să găsească un investitor care să ne scoată aurul de acolo din stânca aia, da, la un alt preț decât ăsta. Aici, evident că se pot spune multe, noi nu știm, nimeni n-a avut deocamdată acces, de fapt, la acest dosar. Totul este confidențial, secretizat, indiferent ce se vorbește, e mai mult pe zvonuri. Sigur, unele zvonuri sunt mai fondate decât altele, unele se bazează pe ceva. Însă oamenii cunosc relativ puține detalii de ce s-a scris acolo în contractul respectiv. Sunt foarte multe clauze. Cum acum, de exemplu, se vorbește despre faptul că dacă statul român surpă această discuție, da, anulează proiectul, Roșia Montana ar cere despăgubire 2,5 miliarde de euro. Așa se aude, mai ales că bursa de la Toronto a pierdut astăzi 70%. Da? Atâta s-a prăbușit după anunțul că Lucrina Antonescu, care cine știe pe ce parte dormise, i s-a năzărit din populism absolut incredibilă chestiunea să renunțe la acest jaf. Ok, acum am auzit tot felul de dezbateri, de exemplu al lui Pavelescu, da, care a venit și a spus extrem de sigur pe el, într-o cacofonie dintre aia de n-auzeai pe nimeni ce vrea să spună, că, domnule, este firesc să asculți vocea mulțimii, că până la urmă asta e democrația, oamenii au ieșit în stradă, da, au protestat împotriva proiectului, este normal ca dacă el ia o asemenea amploare, statul să se uite atent, că până la urmă el a fost votat de acești oameni, și să ia măsurile care se cuvin. Da, dar pe de altă parte putea să spună statul n-ar fi mai degrabă. Este o întrebare pe care o lansăm, justificată. Oare statul n-ar putea la fel de tare să fie interesat de cei care vor deschiderea proiectului în județul Alba? Eu chiar nu înțeleg. De ce statul privilegiază niște bucureșteni, niște clujeni, niște orădeni, de pe unde o mai manifesta, da? În detrimentul oamenilor de la locul respectiv? Foarte interesantă chestie. Oia, de ce? Am înțeles că sunt cam 100.000 care și-ar dori cel puțin deschiderea proiectului. Sigur că aici există o doză de efemer extraordinară, în sensul în care aceste locuri de muncă sunt pe termen determinat. Nu sunt niște locuri de muncă, adică nu e vorba de un milion de locuri de muncă, e vorba de câteva sute de locuri de muncă, cu un salariu de derizoriu, vă imaginați, da? Pentru niște oameni care în momentul de față nu au alte resurse, da? Și ajung să muncească chiar în condiții dintre cele mai penibile, cu toate sporurile aferente pentru acești bănuți. Ok, aici trebuie să facem totuși o paranteză. Oamenii ăia n-au avut niciodată mize prea mari. Deci să nu cumva să-i confundăm cu ăia care lucrează la uzinele Ferrari, la Monte Carlo, de exemplu, sau la, în Italia, la Monza, sau pe unde sunt. Da? Nu este problema asta. Oamenii ăia pur și simplu vor să trăiască din ceva, pentru că doar din asta au trăit. E o chestiune primordială pentru mine, da? Orice om are dreptul în această situație să-și exprime o dorință. Sigur că nu este obligatoriu ca statul să țină cont de ea. Deși li s-a promis acelor oameni, am văzut și materiale. Dom'le, o să deschidem în campanie electorală. Nimeni nu vă uită, stați liniștiți. Aleșilor din Alba le-au spus la fel, înainte să se urce în vagoanele cu șetă pentru București, unde când au ajuns n-au mai votat în favoarea lor. Da? Deci trebuie să ne gândim la acei cetățeni, care după părerea mea sunt și mai în temă un pic decât bucureștenii, și ei sunt în miezul acțiunii. Pentru că ăștia care manifestează aici, de blochează circulația în București, nu se vor duce niciodată să-i aștepte pe aia când vor veni de la mine. Chestiunea cu cianura, ajungem aici, iarăși prost înțeleasă de opinia publică din România. Nu este pentru prima oară când în România se exploatează aurul prin această metodă, de altfel practic singura. Cantitatea de cianură este diferită, într-adevăr, de la un proiect la altul, și aici au fost negocieri, probabil, îndelungi, între ce înseamnă să găsești o modalitate de a picura puțină cianură, da? Sau de a avea foarte multă cianură în atmosferă care este toxică și așa mai departe, e o chestiune de bani, de foarte mulți bani. În același timp, astăzi, se exploatează în Baia Mare de către ruși
tot așa un zăcământ de aur, tot cu ceanură. N-am văzut niciodată nicio manifestație în București, poate o fi fost, dar în orice caz nu s-a mediatizat și n-a durat, pentru acei oameni de la Baia Mare, da? Sau în favoarea bogățiilor statului, de exemplu. N-a manifestat nimeni. Atenție! Ca să revenim, aici e o chestiune foarte importantă. Această Roșia Montana Gold Corporation, de exemplu, exploatează, atenție, aurul și zăcămintele importante în țări unde protecția mediului este mai presus de orice. De exemplu, pe locul întâi pe glob este Finlanda, iar pe locul al doilea Noua Zeelandă. Știm istoria cu Noua Zeelandă, nu o să mai revenim, au fost oamenii conduși acolo să vadă. E, fraților, să vă spun ceva. Dacă țările respective au dat aviz de mediu, în Finlanda, ca să obții un aviz de mediu pentru asemenea drăcovenie, trebuie să fii Dumnezeu tatăl. Atenție, să nu ignorăm acest lucru pentru că este capital. Acolo nu există șpagă. Acolo nu există guverne pro, contra, nu există populism. Ăia țin la țara lor și la resursele lor mai mult decât la orice. Și totuși, finlandezii, țara cea mai dezvoltată din Europa în ultimii 15 ani, din toate punctele de vedere, a înleznit acestei companii exploatarea zăcămintelor imense, bineînțeles, pe care le au și finlandezii. De ce? Ați ghicit. Pentru că sunt mai proști decât românii. Asta este o chestiune pe care ar trebui să o studieze intens domnii Ponta, Antonescu și toți rablagiții ăștia care vin pe la televizor. Încă ceva. Chestiunea e iarăși foarte importantă. Avizul de mediu nu există încă, pentru că nu s-a început exploatarea. Dar el nu poate să fie obținut nici pe teritoriul României fără a avea avizul Uniunii Europene. Era o chestiune care ar trebui un pic să ne liniștească. Da? România fiind stat membru UE din 2007, deci la 10 ani practic, după ce au început să scormonească, am devenit țară membră UE, nu se mai permite în aceste condiții samavolnicia aia de care probabil ar fi dat dovadă regimul Ceaușescu, aia pe care nu-l interesa că populația s-ar contamina. Sau poate chiar Adrian Năstase, cine știe, Ion Iliescu. Deci atenție, nu este chiar așa. Aoleu, ne omoară ceanura. Bă, dacă obții avizul de mediu de la Uniunea Europeană, crede-mă că e mai important decât căcărezele alea de câine din fața blocului pe care nu vrei să le ridici. Eu cred că totuși competența ălora. E un subiect important, mă, în Uniunea Europeană, mediu, stați un pic, nu-i ca la noi. Că vrem, că ne-am enervat, că noi la ei, nu-i așa. Dacă se va obține, dacă nu-l obții, înseamnă că e în regulă. Ăla este un motiv să abandonezi un proiect. Dar nu că tu ai scăzut în sondaje. Și Crina Antonescu, scăzând în sondaje, a tăiat pur și simplu din fașă, este hilar, nici în Caragiale așa ceva nu s-ar fi putut întâmpla. Da? Deci trebuie să rămânem cu capul pe umeri. Oamenii ăștia n-au nici măcar disperare în ei, manifestanții. Am înțeles că sunt și pașnici. Și trebuie să cunoască însă aceste lucruri atunci când pleacă la drum. Da? Foarte bine că fac protestele astea. Iată că au reușit pentru prima oară, după foarte mult timp, să bulverseze și ierarhic, dar și structural clasa politică din România, unde este un talmeș balmeș astăzi de invidiat, aș spune, pentru cei care detestăm politica din România. Este excepțional că acest lucru se întâmplă, numai că este totalmente absurd și aiuritor să vină în urma unei manifestații a unor oameni care nu cunosc, încoată vă spun, nimic despre acest proiect. Habar n-au de dosar, habar n-au de toate aceste date pe care le-am oferit și de cele care vor urma. Nu cunosc nimic, nici măcar n-au vizitat vreodată județul Alba. De asta spun, mi se pare halucinant că în aceste condiții aceștia, efectiv niște nimeni, că asta e realitatea, niște oameni ca noi toți, da? Nici eu dacă mă duc acum, de exemplu, și protestez, păi trebuie să vă dau niște exemple, da? Sunt alegerile sau au fost alegerile. A ieșit USL-ul cu nu știu cât la sută. A doua zi sau peste o lună ieșim cu toții în stradă că nu ne convine că USL-ul, nu mai vrem. Am vrut și acum nu mai vrem. Dar nu se poate. Așa este și aici. Nu noi decidem. Că vă reamintesc, mai dau încă o dată aceste exemple. Tot în Uniunea Europeană s-au întâmplat cu tunelul de la Lyon la Torino. Aia s-au legat cu lanțuri. Dacă țineți minte și dacă vă interesează un pic politica externă europeană, ați putea vedea și găsi imaginile pe YouTube, în partea italiană mai ales, s-au legat cu lanțuri. Vedete de la televiziunea publică din Italia, oameni de rând, de calea ferată să treacă trenul peste ei. Guvernele Franței și Italiei, atenție, este cel mai mare proiect care s-a făcut vreodată pe teritoriul Europei, adică include cei mai mulți bani care vreodată au fost aruncați pe ceva. Acest proiect de a face un tunel în Alpi, între Lyon și Torino, pentru marfă, pentru transport. Sigur că omenirea putea
să trăiască fără acest tunel. Dar uite că, până la urmă, cele două guverne, evident, cu avizul Uniunii Europene, n-au ținut cont de acești oameni, pentru că progresul, industrializarea, civilizația nu se oprește că ai văzut tu pe Facebook. Da? Pe dreptate Ion Iliescu aici, să știți, fraților, rostește o frază interesantă. Când spune că mari poeți ai secolului XIX, scriitorii secolului XX, m-am întâlnit și eu cu câțiva prin literatură, n-aveau niciun pic de viziune. Unii dintre ei s-au speriat că va veni calea ferată peste ei, trenul ăla cu aburi, au zis, e sfârșitul lumii. Da? Alții au spus, cum adică autostrăzi? Dar știu poeți, scriitori în Franța, care s-au lepădat de această viață, ca să nu cumva să găsească, să nu se strice natura în vreun fel. E bine, dacă acești oameni ar fi avut dreptate, pentru că erau niște oameni de vază, oameni de o mare probitate, o mare cultură, de o inteligență rară unii dintre ei, da? Reprezentau o națiune. Dacă s-ar fi făcut așa cum ar fi vrut ei, astăzi nu exista nici măcar acest Facebook care îi scoate pe bucureșteni în stradă să manifesteze contra acestui proiect. Și măcar asta nu aveam. Că nu mai vorbim că nu exista nimic. Omenirea rămânea, dacă ne luăm după nostalgii, în secolul XIX. Sigur că se pierde sentimental. Lucrurile astea nu se negociază. Sau, dacă vrei, în orice țară civilizată, că așa li s-a spus celor în Franța și Italia. Știu foarte clar. Da? Guvernele, primul ministru al Italiei, președintele Franței. Dom'le, am fost aleși. Asta e democrația, nu aia pe care o vede Ion Iliescu. Da? Că trebuie să discute doar cei care se pricep. Nu, pot să discute și neaveniții. Dar, bă, tate, este un stat de drept. Ați votat aceste guverne. Fiecare cu responsabilitatea lui. Nu poți să faci să votezi un guvern. Fie că e vorba de Ion Iliescu în 95, de Convenția Democrată în 1996. De toate cele care au venit după, bă, au fost, până la urmă, oamenii nu de asta sunt votați. Noi nu de asta ne ducem la vot, îndemnați de ProTV și de toate sursele astea de manipulare în masă, ca să ne votăm reprezentanții. Ei trebuie să decidă pe durata unui mandat, fraților, ce vor face, pentru că dacă nu, este un haos. Mie nu-mi convine să decidă pentru mine unul care se duce weekend la munte și care astăzi este în București, că n-are ce să facă acasă. E atât de incult și de exasperant, încât și măcar nu știe să se uite la televizor, sau să citească o carte, sau să joace ceva în casă. El trebuie să iasă în stradă, că nu are altceva mai bun de făcut. Nu este menirea ta să faci asta, tată. Tu poți să decizi prin metodele pe care democrația ți le oferă în secolul tău. Astea sunt. Să te duci sau nu la vot, să votezi cu cine trebuie. Sigur că după aia poți fi păcălit, sunt de acord. Ăștia te-au mințit. Dar asta e treaba. N-ai dreptul să te duci, să faci scandal, pentru că pe mine, de exemplu, mă încurci. Da, eu nu sunt pentru aceste manifestări. Eu vreau să fiu orașul liniștit, să nu-mi urle ăștia în cap în fiecare seară. Nu mă interesează această chestiune, nu este de natura noastră. N-aveți decât să fiți deștepți, să câștigați sufragile. Faceți-vă oameni politici, câștigați bătălia electorală și decideți voi după aia. Așa mi se pare normal. Pentru că dacă nu vorbim de democrație, nu poate un stat european în Uniunea Europeană în momentul de față, asta este, ați vrut Uniunea Europeană, asta aveți. Da? Cum s-a exprimat cineva. Sigur că tântălăii nu voiau, că nu știau ce e aia. Dar ăsta e mersul timpului. Nici Vadim Tudor n-a vrut să cadă zidul Berlinului și a căzut. N-au vrut să moară Ceaușescu, foarte mulți, dar a murit. Da? Toți pensionarii ăștia care ne trimit scrisori astăzi că nu mai știu ce să facă. Asta este. Sigur, este crunt, este dramatic, dar este eșecul unor oameni care nu s-au mai potrivit cu epoca în care trăiau. Ce vreți să facem? Lumea sacrifică întotdeauna populațiile și merge mai departe. Asta este ideea. Eu nu vreau ca niște amărâți de ăștia care nu cunosc nici măcar geografia României să-mi facă mie haos pe stradă pentru un motiv care poate să fie al lor. Cât sunt, domnul Ponta, în stradă? Câteva mii, da? O să fie, să zicem, 200 de mii. Hai, dau așa, pe ansa. 200 de mii de oameni decid soarta unei țări? Țara asta are 19 milioane de locuitori. Este absolut aberant. Păi da, de ce pe partea cealaltă, și uiteam un contraexemplu, da? De ce pe partea cealaltă oamenii latră în stradă că nu mai vor câini și nu se întâmplă nimic? Nimeni nu-i bagă în seamă. Premierul nu zice nimic, primarul nu demisionează, consiliile primarii, ăștia de sectoare, nu fac nimic, da? Pentru că nu sunt interesați. Aici însă se pare că populismul, că asta este... Ăsta a văzut că îi fuge pământul de sub picioare și s-a decis astăzi undeva între 11 și 1, căcărău, să întoarcă, bă, ca la Ploiești. El cu liberalii s-au pintit. Au zis, nu se poate, stimăm pe oameni. Stimați pe dracu. Voi n-aveți nimic cu oamenii ăștia. Partidul Național Liberal, în toată această perioadă, din 1995 și până în 2013, a existat. Fie că îi convine Lucrin Antonescu, fie că nu. Da?
Partidul Național Liberal a fost și el, de multe ori, la masa discuțiilor, nu ăștia care sunt astăzi în stradă, sau nu noi. Ei au discutat și au tranșat această problemă, atâta și atâta timp. Da? Sunt tot felul de înțelegeri luate acolo, nu poți să faci asta de pe o zi pe alta, bă. Nu ne-a mai convenit, gata. Acum plătim despăgubirea, a zis-o Victor Ponta așa, de ca și cum nu e floare la ureche. Deci, dintr-o neghiobie, să mai duc 2,5 miliarde de euro pe apa sâmbete. România își permite să le plătească. Da? Cum făcea și în cazul Bechtel, de exemplu. Bă, pentru asta nu se iese în stradă, oare? Nu sunt totuși niște sume destul de importante care ne deranjeze un pic? Aruncăm banii ăștia, de ce? Bă, până la urmă, să știți că va veni un secol în care acest zăcământ va fi exploatat. Mi-e greu să cred că România își va permite, la condițiile pe care le are această țară, de căcat, să nu exploateze niște resurse excepționale. Oricine face asta, bă. Ăia în Qatar sau în Arabia Saudită sau în Bahrain n-au făcut la fel, petrolul ăla. Bă, cum era să vină unii și să zică, domnule, să știți că și ei au tradiție, au istorie, mult mai importantă decât credem noi. Sigur, toată petrecută în nisip, dar au existat atât. Ăia erau acolo de pe vremea babilonienilor, da, să știți. Așa, e bine, au trăit secole în acel nisip, au construit o case, ce și-au făcut ei, da, au stat acolo. Păi a venit o vreme când oamenii ăia nu mai au fost rași de pe fața pământului. De exemplu, indienii în Statele Unite, au 15 secole au fost regi acolo până când a venit prostul ăla, Corsicanul, și i-a curățat, da, Columb, descoperind alea și s-a schimbat soarta lor, păi au venit toți europenii și i-au năpădit. Doamne, pentru că asta este. Sigur că sunt niște exemple care nu țin, de asta e o porcărie de 2 lei și niște mofturi, de fapt, aici. Niște mofturi ale urmă avea încoată. Nu știu. Și am auzit. Nu există niciun argument valabil împotriva încheierii acestui proiect. El este periculos, categoric. Orice este periculos, da? Și, de exemplu, computerele poluează, telefoanele mobile, totul poluează în societate. Nu sunt niște argumente care să stea în picioare. Pentru că noi deocamdată nu știm. Dar noi nu știm ce se va întâmpla. Până în 2016, când ar trebui să înceapă exploatarea, încoată spun, să obțină avizul de mediu și să treacă la treabă, om vedea ce va fi. Dar să știți că întotdeauna aceste zăcăminte, peste tot în lume, s-au exploatat așa. Dar încă nu s-a inventat o măsură, în Africa de Sud, de exemplu, în Namibia, în Zimbabwe, în Congo, toate zonele alea unde colcăie diamantele și aurul și argint, toate au fost exploatate așa. Da? Și peste tot în țările care dețin astfel de rezerve. Francezii la fel, aveau cea mai mare rezervă de bauxită la nivel mondial, au exploatat-o tată. Nici aia nu se face foarte ușor, să știți, nu se face ușor deloc. Toate astea însă trebuiau scoase la iveală pentru ca omenirea să progreseze, nu contează că ție nu-ți convine. Nu mă interesează, n-ai cum să decizi tu, pentru că poate altuia nu-mi convine ce faci tu. Înțelegi? Deci nu putem să fim de acord și să tolerăm această chestiune. Voi n-aveți argumente, da? Și trebuie să lăsăm lucrurile să se desfășoare conform, nu legii, că legea e ambiguă. Bineînțeles, este un proiect din care intenționat așa a fost făcut, ca nimeni să nu înțeleagă pe deplin ce se întâmplă. Este ambiguă. Noi trebuie să lăsăm însă lucrurile să meargă cât de cât normal. Asta nu este normalitatea aici, că unuia nu-i convine. Păi da, și eu pot să spun exact același lucru și sunt convins că lucrurile de fapt așa stau. Sunt plătiți și unii și ceilalți. Da? Miza este atât de mare în exploatarea acestor resurse, încât n-ai cum să te duci să faci toate lucrurile astea mânat de nimic. Nu este în firea cetățeanului român, vă spun, nu avem antecedente, au fost exploatate zăcăminte în zona aia pe care bucureștenii nu o cunosc, n-au exploatat-o niciodată. Ci câtă lume să duce în concediu în Țara Moților? Pe Valea Arieșului, de nimeni. Da? Absolut nimeni. Nu am văzut niciodată acolo cât am fost student mașini de București. Nu exista nimeni, dragă. Nimeni! Da? N-ajungea până acolo. Atunci nu erau nici pensiuni, cu atât mai bine, n-aveai la ce să te duci. Era o sărăcie lucie, n-aveau nici măcar electricitate aia. Acolo, la ora 6 iarna, îți băgai degetele în ochi, nu puteai să nici să traversezi apa aia, pârâiașul ăla. De culoarea aurului, bineînțeles, numai culorile astea existau, se plimbau aia cu coviltirul pe stradă, era efectiv cam basme. Tăi, ei trăiau din chestiunea asta, Bucureștiul nici nu știa de ei. Și nu exista pentru ei. Acolo nu se simte Bucureștiul niciodată, încoată vă spun. Deci nu mi se pare, mă revolt eu împotriva acestor nei ca nimeni, care n-au fost niciodată, bă, acolo, încoată spun, niciodată, să vadă cum trăiesc oamenii. Ăia sunt eventual
Deci și aia în fața deciziei unei țări. Băi, eu vreau să am o decizie la nivel național, fie că îmi place de Ponta, de Căcărău, de Băsescu sau de Adrian Năstase, care să reprezinte ceva. Vreau o fermitate, vreau să fie niște lucruri, că sunt bune sau nu. Îi taxez eu după aia, pe măsurile democratice. Dar vreau să existe o decizie. Nu vreau ca președintele țării sau primul ministru sau viitorul președinte să fie influențați de niște terchea bercheamă. Nu se poate, nu-i logic așa. Altfel, nici ei nu mai construiau nimic. Încă o dată vă spun, țările civilizate nu mai făceau nimic. Da? Greenpeace, dacă ați auzit, a manifestat cu mijloace enorme. Enorme în Franța, de fiecare dată s-au spânzurat pe liniile alea de înaltă tensiune. Au intrat cu elicoptere să demonstreze statului francez că sârmaia ghimpată din jurul termocentralelor, adică centralelor atomoelectrice, nu este suficientă pentru protecție. Să fac în fiecare săptămână aventuri de genul ăsta. Și sunt arestați, i-aș băga la pușcărie pe ani grei și nu renunță totuși. Da? Sunt voluntari contactați de Greenpeace și de ecologiști ăștia mondiali care se sacrifică intrând parașutați, vin cu parapanta de sus, că e greu, nu poți să îi împuști. Da? Reușesc să treacă de sistemele de securitate ale centralelor atomoelectrice din Franța, intră înăuntru ca să demonstreze statului că nu există siguranță și că acele centrale sunt în pericol în permanență. Deocamdată n-a fost niciun incident major niciodată la niciuna. Au fost niște scurgeri, da? Blocate repede. Da? Fac pușcărie, dar nu 6 luni, 2-3 ani, pentru că este absolut interzis să faci așa ceva. Și cu toate astea, lumea a mers mai departe. Trebuie să cădem de acord că asta e. Înțelegi? Nu că mie îmi convine, mie nu-mi convine. Da, ție-ți convine, poate, dar mie nu-mi convine. Eu nu vreau să fie haosul creat de niște oameni care nu sunt documentați, nu știu despre ce este vorba. Aici e discuția. Nu că unii vorbesc și alții nu vorbesc. Eu n-am nicio implicare cu atât, vă spun. Nu mă interesează chestiunea asta. Cum se va rezolva? Nu-i problema mea. Dar mă deranjează să văd asemenea păreri dintr-o parte. Cine sunteți voi, bă, să veniți și să ne spuneți nouă cum trebuie făcut? Aici se discută din 1995 încoată, spun. Da? Tot acest proiect are o istorie. Aia nu poate să fie dezmembrată de unii care n-au mai plecat în vacanță, că n-au avut bani. Da? Sau s-au trezit pe străzile Bucureștiului că băuseră niște halbe în centru vechi și s-au uitat pe Facebook și au văzut niște opinii favorabile. E prea puțin, bă. Sau de unul care a văzut că are 13 sau 15% în sondaje și vrea mai mult. El nu-și mai imaginează viața fără el președinte. Tată, nu asta e, mă, băiatule. Acolo sunt oameni, duceți-vă, bă, și stați odată ăștia care iubiți România. Faceți campanii la România de parcă ar fi buricul pământului. Păi duceți-vă și stați în hrubele alea, în munții Apuseni, băgați-vă în gaurile alea, găurile alea de șarpe acolo și stați acolo câțiva ani. Exact ca în Amazon. Numai clima e diferită. Să vedeți un pic acolo. Vă convine? Dacă vă convine, foarte bine, rămâneți acolo. Și manifestați. O să vedeți că vă schimbați părerea. O să vedeți. Eu știu. Am avut colegă și la facultate. Ambii părinții a ei lucrau acolo. Da? Și mama și tatăl. Știu. Știu, tata, am și fost acolo. Și știu ce înseamnă să-ți vezi părinții venind toată viața de la muncă, de la acea mină. Atât aveau ei. Oh, din banii ăia trimiteau fata la facultate, din banii ăia încercau să-i asigure un cămin, din banii ăia încercau să-i cumpere niște margarină sau ce mâncaia la studenție, ca să facă și ea școală, să ajungă o profesoară la țară undeva să predea și ea limba română sau o limbă străină. Da? Nu e așa de simplu ca bărboșii ăștia sau cine sunt ăștia pe străzi, marii noștri specialiști, corporatiștii noștri, care vin să le dea lecțiile, dar cu ce drept? Deci, da, spun, e o chestiune de principiu, nu că țin eu cu unii sau cu alții. Trebuie să judecăm drept dacă avem vrem după aia să pretindem că ieșim în față. Veniți-mi, bă, cu argumente. O să distrugăm și... Nu știm. Cu atât s-au distrus în alte părți. S-a distruge la Baia Mare, de exemplu. S-a distrus la Zlatna. S-au distrus în județul Hunedoara și așa mai departe. Nu știm ce va fi, pentru că Roșia Montană nu este încă exploatată. Sigur că guvernele ar fi putut, asta nu e problema noastră, din păcate. Și mie mi-ar fi plăcut să fie Boc mai înalt, să zicem, da? El a negociat, nu i-a ieșit decât 6%. Probabil că dacă era un altul, ar fi obținut mai mult pentru România, mai mult aur. E ok, sigur că nu e în regulă să le dăm ălora. Dar asta este. El a negociat, asta a fost discuția, e bine, poate și așa, da? Să ne mulțumim că avem atâta. Noi nu o să putem, nu o să putem să ținem acel zăcământ, toată istoria României acolo, neînceput, neexploatat, pentru că vor niște bucureșteni care se distrează în centru vechi. Vor ei să ne blocheze nouă străzile, că așa le convine lor. Ei sunt influențați, bineînțeles, că altfel nu taie cauciucurile de la mașini.
Da? Dacă n-ar fi înverșunați, de ce? Nu suntem toți în aceeași țară? De ce să fie înverșunați împotriva mea sau împotriva altuia care vine cu alte argumente? Da? De ce să fie, dacă n-ar fi manipulați? Cred, de ce este ura asta extraordinară? Ei sunt pașnici, dar de fapt urăsc. Pe cine urăsc? Păi să se ducă să discute proiectul, tată. Sigur, nu vom avea niciodată desecretizarea totală a acestui dosărel. Dar să-l discute acolo, să afle și ei mai multe. Nu așa, ei au auzit din gură în gură că se distrug niște munți și că ei sunt drumeți. Cei mai mulți dintre ei că au profilul ăsta. Nu știu dacă l-a identificat Tăpălag atunci foarte bine. Probabil că l-a identificat, dar n-am citit eu până la capăt. Sunt niște drumeți, da? În general, încă o dată spun, de o condiție medie spre ok, da? Că nu niște dobitoși dintre ăștia, într-adevăr, lipsiți de cultură, nu. Nu niște oameni de ăștia de drojdia societății, niște teribiliști în mare măsură, oameni care cred că le știu pe toate, n-au studiat foarte mult în orice caz, n-au viziune, da? Și care au crezut că dacă au văzut pe la alții, au văzut pe Facebook, au zis, bă, hai să ne amim, nu se mai poate așa. Bă, sunt de acord că nu se mai poate. Dar lucrurile nu trebuie făcute decât cu cap, tată. Și să ai o justificare. Bă, când te prezinți la un astfel de meeting, tu trebuie să știi aproape tot, dacă nu te faci de râs, despre ceea ce înseamnă asta. Păi știați voi tot mersul ăsta, 1995, girul ăsta care s-a tot dat, toate guvernele astea care s-au căciulit. E o poveste lungă aici. E greu de tranșat, pentru că am vorbit până mâine dimineață. Dacă am luat per guvern, așa, în fiecare an, ce s-a discutat despre Roșia Montană. Sunt 18 ani de calcule acolo. În favoarea statului, în defavoarea statului, împotriva naturii, în favoarea naturii, dracu știe. Sunt 18 ani de discuții. Mă, nu e ok, totuși. Vă considerați niște oameni cu scaunul la cap, știți să înjurați pe Facebook, știți să săriți ca arși, veniți cu niște argumente, mă, în primul rând, împotriva ălora care sunt afectați acolo. Sunt de acord că 7 milioane de lei pe lună cât vor câștiga ăia acolo nu îi va scoate din sărăcie definitiv. Dar vedeți cât de săracă e România? Vedeți care? Așa e și în Kenya. Da? Ei pentru a fărâmița niște fildeși de ăla de elefant, am văzut un reportaj. Țăranii ăia se dădeau cu braconierii. Braconierii care furau că fildeșul ăla e afrodisiac, cornul de rinocer, fildeșul de la elefant și duceau în Asia, în țările astea bogate, pe unde a fost Nelu Barbu, unde se folosește ca afrodisiac cornul ăla fabulos de rinocer alb, iar cetățenii, bă, țăranii ăia ai lor, kenienii, ugandezii, tanzanienii ăia, parcă ai călca în picioare jeepurile și avioanele personale ale lui Ion Țiriac, ăia pisau cornul ăla de rinocer ca să poată braconierii să-l dea mai departe, să treacă prin filtrele de la aeroport, să poată să ajungă în Asia, la tigrii economici din Asia. Da? Ei primeau nimic. Vă dați seama, ăla se exploata acolo cu sute de milioane de dolari, toată cantitatea, și ăștia primeau cât să trăiască pentru o zi sau două, dar erau atât de săraci încât nu puteau să nu facă asta. Deci își iubeau animalele, că atât aveau. Trăiseră alături de ele, mureau alături de ele, nu au nicio altă perspectivă decât să trăiască în acele parcuri sau în proximitatea lor alături de acele animale. Și totuși făceau această împotriva țărilor ca să trăiască. Bă, puneți-vă un pic în locul acelor cetățeni, care sigur că n-au nicio viziune. Ăia nu vor trăi veșnic din această exploatare. Bă, dar sunt atât de săraci că dacă n-au din ce trăi, fac și chestia asta. N-au încotro. Ei nu știu să facă altceva. Da? Și atâta timp cât există o rază de speranță pentru ei acolo, așa cum o fi, bă, să duc, dar ce ia în China sau în Ucraina când se bagă, sau în Chile, când se bagă minele alea la 200-300 de metri adâncime și nu mai ies niciodată, credeți că o fac de plăcere? Nu, tată, dar n-au ce să facă. Da? Pentru mine oamenii ăia sunt mai de prețuit decât golanii ăștia, între ghilimele, sigur că nu o să ajungem la Ion Iliescu și la Piața Universității. Se spun afectuos așa. Unii dintre ei sunt chiar colegii noștri, prietenii noștri, prietenele noastre, viitoarele noastre colege, da? Viitoarele noastre iubite, de ce nu? Care astăzi sunt acolo, frumușele le-am văzut îmbrăcate, n-au uitat unele dintre ele să aibă și niște brățărele la gât. Bravo lor, tată, vedeți că vine iarna să vă puneți ciorap groși, da? Asta vreau să spun. Pe când ăia amărâții, lăsați-vă să moară, că voi și așa nu o să mergeți niciodată acolo. Că voi vă duceți pe Valea Prahovei, unde să vede ce ați făcut. Mari bucureșteni, mari brăileni, mari gălățeni, mari constanțeni.
mari craioveni. S-au dus și au infestat ce s-a putut, ce era la îndemână. Din fericire, munții Apuseni sunt un pic mai departe de Piața Victoriei sau de kilometru zero sau de centru vechi și așa mai departe. Și n-ați apucat să intrați cu bocancii chiar peste tot pe acolo. Era și greu, adevărat, pentru că ea sunt altfel de oameni. Da? Totuși, atenție! Mă deranjează un pic chestiunea de a-i confunda pe aia cu cantitatea. Aia nu scriu pe Facebook. Reclamele pe care le vedem noi la televizor cu ciobani sunt și tastând cu companii mobile prin vârful munților sunt false. Primul rând, companiile mobile exploatează și ele. Da, sunt false, aceva nu există, bineînțeles. Și ele sunt foarte slabe și oamenii nu știu de ele. Nu te duci tu să găsești un cioban în Sibiu să-mi spui că are prieten pe Facebook. Că nu are. E o minciună ordinară. Așa și acolo. Aia nu scriu pe Facebook. Câți dintre bucureșteni au prieteni moți pe Facebook? Câți aveți, bă, prieteni moți? Ha? Câți aveți, bă? Ponta, Căcărău ăștia, aveți prieteni de pe acolo? Habar n-aveți, frate, cum e să stai în casă la lumina lumânării sau la lampa aia cu petrol, bă, băiatule. Bă, în secolul 21. Nu cred să fi trecut așa de mulți ani din 1997, când stăteam pe acolo. Eu? Nu cred. 97, din câte îmi dau eu seama, tot în secolul 20. Da? La liziera secolului 20 cu secolul 21. Ok. Nu cred că au trecut chiar așa de mulți ani, încât să nu mai mi-amintesc cum stăteau oamenii acolo. Habar n-aveau. Nu văzuseră nici ei, sigur. N-ajunseseră până la București niciodată, dar nici n-aveau de ce. Știau însă că țara e condusă de aici și așa mai departe. Trăiau în legile lor. Ăia sunt decizionari, dacă este cineva decizionar dincolo de instanțele statului. Da? Una europeană care, bineînțeles că, încă o dată spun, va lua și ea o decizie, nu mai luăm de capul nostru, nici nu pot să faci, nici nu cred că se poate tâmpenia asta lui Crin Antonescu, să spun, tu nu dai socoteală nimănui, aruncăm așa 2,5 miliarde datorii sau ce ne cer ăia de spăgubiri, pentru că n-a mai vrut unul de-al nostru. Da, i s-a năzărit tulceanului ăsta că nu mai era ok. Nu, este hilar, tată. Da? Oamenii ăștia nu știu ce cred pe stradă acum, că au avut dreptate, că sunt Dumnezeu, că uite, au întors guvernul României câteva zile. Este aiuritor să faci așa ceva. Da? Chiar dacă te spânzurai, chiar dacă te legai cu lanțuri, da? Chiar dacă săreai cum fac ăia în Franța, cu parașutele și cu ea, și ajung să fie condamnați ani de zile la pușcărie, n-a dat nimeni înapoi niciun cent. Asta este. Țara trebuie să meargă înainte, oamenii fusese aleși acolo, nu era ca în Zimbabwe, da? Fost aleși prin sufragiu, corect, da? Democrație, fiecare a votat pe cine a vrut, au luat aceste decizii în unanimitate, sigur, în Uniunea Europeană. Nu e de capul lor chestiunea asta că spărgeau tunelele și munții și nu știu ce. Au spart tot, tată. Nu știu dacă Europa arată mai bine sau mai rău decât înainte de aceste transformări uluitoare care s-au produs acolo, absolut uluitoare. Dar numai între Austria și Elveția, câte tuneluri sunt. Sau între Italia și Austria, câte tuneluri sunt. Toate alea s-au făcut cu risc. Atenție! Și cu poluarea mediului, bineînțeles. O și aia zăcăminte, stați liniștiți că aurul nu e tot în Europa, în România, așa cum am învățat noi când eram mici. Mai au și alții. Se ne-a exploatat tot ce au putut. Poate că e mai puțin estetic. Sigur, poate că e mai puțin romantic, dar slavă Domnului că scriitorii secolului XIX s-au dus pe lumea cealaltă și au îngăduit trenului cu aburi să apară. Că dacă n-ar fi apărut, fraților, nici măcar trenul, eu cred că în ziua de astăzi, la cum se prezintă România, dacă nici măcar asta nu s-ar fi descoperit, eram cu toții oale și ulcele de sute de ani. Și cineva ne exploata astăzi, bineînțeles, aurul, fără niciun fel de contract, fără niciun fel de proiect. Da? E bine încoată, vă spun și cu asta încheiem, că am niște ziare de arătat, să vă informați bine înainte de a înjura în stânga și dreapta, că, de exemplu, cu noi nu vă merge. Da, poate cu alții, da. Sunt unii care nu știu să explice chestiunile astea la televizor. Eu n-am auzit pe niciunul să explice la modul ăsta problema Roșia Montana. Pentru că nu se pricep, pentru că nu știu, da? Aici nu ține. Da, puteți să ne înjurați cât vreți, fraților, vă spun pe aia bună, că mă credeți bine, dacă nu, nu. Logic este ca înainte de a face o acțiune de amploare, să știi care sunt problemele. Nu așa că ai auzit tu, că ți s-a părut ție. Tată, nu putem să facem ce ne taie capul. Că așa și eu pot să mă duc mâine să cer demolarea Casei Poporului, închiderea metroului. Știți că sunt foarte mulți bucureșteni care se tem de metrou. Metroul-i dracu, spun. Și nu circulă cu el. Din fericire însă a fost construit. Ce s-ar fi întâmplat
dacă ne luam după ăștia. Nu merge, domnule, cum să te bagi în pământ? Dar ce e aia? Păi Dumnezeu i-a lăsat pe oameni să umble tot cu chestii de-astea. Biserica n-a aprobat metrou niciodată. Da? Ce e asta? E dracu. Nu zicea și ăla, întemnițatul de la Jilava. E bine, uite că totuși s-a construit. Ha? Oamenilor nu le-a convenit. Bătrânilor nu le convine nici astăzi. Ei vreau tramvaiele, că așa erau ei obișnuiți, să salte pe șinele alea, să moară acolo. Nu e bătată. Deci cu prostia merge, dar până la un punct. După care încep să discute cei care chiar înțeleg ceva. Bun, avem de prezentat niște zile, n-am cum să trec peste ele. De exemplu, un click, ăsta mă roade această chestiune și nu știu exact cui este adresată pe prima pagină. Elena Udrea, și un devastator interviu. Nu sunt mulți bărbați care să vrea o relație cu mine. Enorm acest titlu din click. Nu sunt mulți bărbați care să vrea o relație cu mine. Elena Udrea, bravisantă, flamboiantă, o să vă arăt imediat. Ia uitați-vă la pagina 5. Incredibilă. Declară că este mai fericită ca oricând. Este sigur o dramă pentru, da, și o speranță. Pentru cei, nu vreau să spun pentru cine, speranță, pentru că iată, totuși lucrurile nu sunt, zarurile n-au fost aruncate. Ha, Elena Udrea, iată, practic spunând fericirea asta uluitoare, care a cuprins-o fiind singură, și puținii bărbați care s-ar încumeta să aibă o relație cu ea, iată, totuși aceasta deschide niște portițe la care evident nu ne-am fi gândit niciodată. Dă-le încolo de manifestații. Da? Dă-le în culă de manifestări. Cum ar fi fost căcărău să fi primit astăzi un telefon de la Elena Udrea? O, să fac speculații, că nu mă încântă. Nu mă avantajează cu nimic ipoteza asta. Să primi căcărău pe la 11 un telefon asta, un SMS. Elena Udrea să-i spună Crine, cum îl mai cheamă pe el, George, 15 nume. George, Laură, așa, Laură, ce ai zice de o... Ieșim undeva să ne arăți nu ferisă. Ducem până la Sulina să... Ce ar fi făcut căcărău, bă, în momentul ăla? Îi mai ardea lui de zădărnicirea proiectului Roșia Montana, mă îndoiesc. Pe evenimentul zilei, prima pagină, nu am mai vorbit de mult despre el. Domnule, arată că o gorilă din Congo. Uitați-vă puțin, sigură pe ea. Gorilă de aia, Montana, da, care sfarmă și pietrele. Dan Voiculescu, imperiul lui, ci că s-ar clătina... Ne facem și noi curaj, bineînțeles, evenimentul zilei. Nu e rău că citim astfel de titluri. Poate, cine știe, într-o zi lucrurile vor sta mai bine. Sunt oameni întregi care încearcă în fiecare zi să se îmbete cu apă rece, cum că s-ar putea nărui imperiul Dan Voiculescu. Având în vedere că trăim în România și că numai aici trăim, practic, mă îndoiesc. Da, hai să vedem că s-au mai năruit imperii și pe la noi. În Ziarul Național, pe care îl răsfoim cam de două ori pe an, că nu ne vine, rețeaua Fenechiu suge acum și de pe litoral. Bă, la ce față de pămpălău are relul Fenechiu, am mai spus-o nicio noutate. Mi se pare ciudat cum acest om reușește să dea tun după tun. Viața lui personală este un foc de artificii. Ăsta a reușit să ne subjuge pe toți, praf ne-a făcut, a furat în stânga, în dreapta, nu s-a mai săturat, este practic un bombonel mai mic. Uitați-vă puțin cum arată, mă. Păi cu fața asta, cu toții am fi putut să ajungem măcar președintele Statelor Unite. Este incredibil. Dacă omul ăsta a reușit, cine n-ar fi reușit? Vă întreb. Deci relul Fenechiu pe prima pagină, noua Mădălina Ghenea pusă să danseze la bară în Italia, adică Corina Neguț, calvarul acestei femei, Crina Antonescu se relansează cu Roșia Montana, o rămâne de văzut zilele viitoare dacă această lovitură de palat al Laur Căcărău nu cumva să fie un eșec. Nu mă îndoiesc acum că românii vor năpădi, ar fi un precedent periculos. Dintr-o dată să-l vedem la 50%. Să treacă peste Victor Ponta, să-i spună, Viorele, nu te mai văd, mă! Îl lase pe Ponta în cenușa Imperiului și să ajungă el sus pe coclaurii democrației dintr-o lovitură. Ăsta este un puci, practic, ce a făcut el astăzi, da? Neverosimil, nu ne vine să crede. Bă, deci noi de ăștia suntem conduși, mă. Asta este clasa politică. Da, gata. Se pare că s-au și destrămat în condițiile în care Victor Ponta a văzut bramburit totalmente, nu mai știa ce să facă. I se dusese și aroganța. A uitat să-l înjure pe Traian Băsescu două fraze la rând. S-a părut uluitor. A uitase și de Băsescu și a zis așa, de la Crin mă pot aștepta la orice.
Este uluitor, este omul de care ai avut grijă fiecare zi. E ca și cum ai avea grijă de un bătrân, ai stat lângă el non-stop, care doarme, desigur, și odată te întorci și tu s-a căzut pe jos un breloc ceva, o lumânare, să-i o pui la capul bătrânului când se curăță și când te-ai ridicat nu mai e lângă tine, mă, de unde dracu să fie? Îți vine și ție să râzi, te întorci, te uiți, nu mai e nicăieri. Cam așa s-a întâmplat, l-a pierdut, bă, într-o fracțiune de secundă, l-a pierdut pe căcă. Publicitate, fraților, că se pare că, da. Suntem în legile firii 44, ne revedem imediat. Eu de felul meu sunt un băiat prietenos, dar uite, stau aici în vârful muntelui singur. Acum că am rețea faină chiar și aici la stână, mi-am făcut Facebook, ca să-mi fac prieteni și eu. Le arăt să știe cum arată croissantul meu cu lapte, ce chestie m-a inventat pe aici, cum merge jogging de dimineață și la ce film eu mai uit. Ăsta eu, tot de unul singur aici în vârful muntelui, dar înconjurat de o grămadă de prieteni. Românii cu inițiativă au nevoie de cea mai bună rețea. Vodafone. Ciuc Radler v-a plăcut atât de mult că ne-am gândit să vă facem o surpriză. Radler fără alcool, cu gust răcoritor cât o zi de vară. Ciuc Radler fără alcool, oriunde, oricând. Te bucuri de noul design, de tehnologie, de fiabilitate și datorită programului Rabla te bucuri de un preț imbatabil. De la 5.300 de euro și 5 ani garanție pentru noua Dacia Logan. Întâi pregătim totul în cele mai mici detalii. Pentru o acoperire perfectă, amorsăm peretele cu CT 17, gletuim cu CT 126 și pentru o finisare netedă aplicăm CT 127. Intră în programul Super Meseriaș. Câștigi o mulțime de premii care te vor ajuta în munca ta sau un curs de specializare Ceresit. Înscrie-te pe supermeseriașceresit.ro și trimite codurile unice din interiorul produselor participante. Ceresit te face super meseriaș. Diareea acută infecțioasă poate fi cauzată de bacterii, paraziți. Ia furazolidon. Omoară bacteriile și paraziții, înlăturând cauza diareei. Furazolidon, potrivit pentru momente nepotrivite. Un medicament care să calmeze migrena, dar și durerile de spate? Eficient și în caz de dureri musculare, dar și contra durerilor de cap? Poți conta pe Nurofen Forte. Cu doza maximă de substanță activă disponibilă fără rețetă, are puterea de a reduce inflamația acționând eficient direct la sursa durerii. Uită de durere! Fii din nou în formă! Nurofen Forte. Ținta lui este durerea. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La Practicăr vii, cumperi și câștigi. De 11 ani, profită de premii și oferte aniversare. Polizor unghiular 900 W, doar 64,99 lei. Practicăr, pentru ideile tale. Big Stoning Silo desfundă nasul mult și bine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Oxipol. 10 minute întotdeauna salvatoare. Se repară cu Poxipol. Cumpără o sticlă de scol la 2 litri, uită-te sub capac și vezi dacă ai câștigat instant una dintre cele 10 Dacia Logan laureat sau găsește una dintre cele 75.000 de bannote de 5, 10 și 50 de lei. Scol cu 100% malț. Mai bere nu se poate. Poxipol. 10 minute întotdeauna salvatoare. Se repară cu Poxipol. Pentru ca tusea să nu îți strice ziua, este de ajuns să iei ACC o dată pe zi. ACC tratează eficace tusea productivă, pentru că ACC știe ce face. Acționează direct asupra mucusului pe care îl dizolvă și îndepărtează rapid.
Astfel expectorezi ușor și tusea productivă dispare. ACC. Elimină tusea productivă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Sute de pachetele pregătite dis de dimineață. Zeci de termene limite de respectat. Sute de teme rezolvate la telefon. Zeci de proiecte de succes. Mii de lucruri de făcut. Un moment dăruit ție, alături de cafeaua ta instant. Momentul tău, Don Cafe. La Practicăr vii, cumperi și câștigi. De 11 ani, profită de premii și oferte aniversare. Radiator aluminiu 10 elemente, doar 279,9 lei. Practicăr, pentru ideile tale. Acum nu mai e nevoie să alegi între dorințele tale. Creditul de nevoi personale în lei de la OTP Bank îți aduce o dobândă foarte avantajoasă, începând de la 11,90% și 0 lei dobândă în fiecare a 12-a lună. În plus, creditul se aprobă în maxim 24 de ore. Vino la OTP Bank și ia-ți creditul de nevoi personal. Un credit avantajos după dobândă se cunoaște. OTP Bank. Avem încredere. Nivea îți aduce starea de bine cu premii pentru întreaga familie. Cumpără produse Nivea la prețuri speciale, înscrie-te pe Nivea.ro și câștigă vouchere la MobExpert și în fiecare oră produse Nivea. Fraților, ne întoarcem la romanul, la cartea zilei, Meniu Perfect se numește. Îi iese acestui cetățean un rac, dacă nu mă înșel eu, din buzunar, ceea ce este inacceptabil. El ține un păstrăv sau ce are acolo în mână, da? Meniu Perfect se numește. Ei bine, această prezentare de carte, adică Meniu Perfect al lui Gordon Ramsay, la numai 99 de lei, se vorbește despre 52 de meniuri, că e o colecție fantastică asta, câte unul pentru fiecare săptămână a anului, pe care le poți combina în fiecare zi cu 140.000 de feluri diferite. Deci că la companiile aeriene au conexiuni după aia peste tot în lume. Poate fi comandat așadar acest meniu perfect, foarte simplu, trimițând veșnic cu SMS, cu textul litera scris cu majusculă la 1800. După trimiterea mesajului vă va contacta operatorul, livrarea se face prin poștă sau curier, plata ramburs la primirea coletului. Deci cam ăsta este cetățean. Aș încheia totuși prezentându-vă prima pagină din Libertatea, dincolo de reclame, și anume Gabriela Dinică, soția fostului mare actor, care i-ar fi scris acestuia de la moartea sa 1400 de scrisori în care îi spune că îl iubește. Dinică nu mai e, din păcate, printre noi. Iată că totuși dovezile de iubire există. Astea sunt lucruri mai importante decât ura care ne caracterizează pe unii în mijlocul străzii în aceste zile. Iată că se poate iubi și absolut degeaba. Pe mâine, fraților!